Salutare și bine ați venit! Pentru cei care vă aflați pentru prima oară pe acest canal, aici facem filmulețe cu și despre detailing-ul auto, testăm produse și aflăm lucruri noi despre îngrijirea mașinii. După cum ați văzut, pe această masă avem câteva produse de la Detailing Geek. Detailing Geek este un brand românesc, ale cărei produse, spre rușinea mea, nu am avut ocazia să le testez până acum. După cum puteți vedea, avem pe masă 6 produse. Și anume Fast Iron Remover. Este o soluție pentru îndepărtarea particulelor de fier și nu numai de pe jante. Cel puțin așa spune eticheta, nu știu încă dacă este sigură folosirea și pe restul mașinii. Al doilea produs este Interior Sanitizer. Este o soluție antibacterială pentru curățarea tuturor suprafețelor de la interiorul autoturismului, inclusiv piele sau textil. Cel de-al treilea produs pe care ne vom și concentra astăzi este Citrus Cleaner. Este o soluție de prespălare foarte puternică, sigură pentru orice fel de protecție avem aplicată pe mașină, însă este suficient de puternică pentru a înmuia și îndepărta murdăria grosieră pe care o spumă de prespălare nu o poate înmuia sau îndepărta. Așadar, un proces perfect, am putea spune, de curățare a mașinii pentru a minimiza cât mai mult riscul de a o zgâia sau a deteriora lacul, este un Citrus Cleaner, o spumă de prespălare, după care un șampon și spălarea cu atingere. Din păcate, la noi în țară nu este atât de popular acest Citrus Cleaner, nu neapărat de la Detailing Geek, nici măcar un alt brand. Așadar, pe acesta ne vom concentra mai mult astăzi, dar să continuăm. Mai avem Glue and Tar Remover. Este o soluție pentru îndepărtarea lipiciului, sevei de copaci, bitumului și așa mai departe, toți contaminanții externi. Am uitat să precizez, Citrus Cleaner poate fi folosit și la interior, pe orice suprafață, atât timp cât respectăm rata diluției recomandată pe ambalaj. Cel de-al cincilea produs este spuma cu pH neutru, pe care am și testat-o puțin și este ok. Iar ultimul produs pe care îl avem astăzi este Polymer Protectant. Este un dressing, bineînțeles, pentru plastice, atât la interior cât și la exterior. După cum am spus, astăzi ne vom concentra pe Citrus Cleaner. Este un produs versatil și foarte subestimat din punctul meu de vedere, după cum vă spuneam. Are foarte multe întrebuințe și o putere foarte mare de curățare. Dacă ne gândim la partea de jos a mașinii, de la jumătatea mașinii în jos, aceea este zona cea mai murdară și care este bombardată cel mai mult de murdărie și alți contaminanți, deoarece toată acea murdărie și contaminanți care este ridicată de anvelopele noastre de pe carosabil ajunge inevitabil pe portiere până la jumătatea mașinii, după cum spuneam. Așadar, acea murdărie va fi întotdeauna, acea parte a mașinii va fi întotdeauna mai greu de curățat decât restul mașinii, deoarece de obicei acolo mizeria este într-un strat foarte gros și mult mai serioasă. Mai putem folosi această soluție, bineînțeles, la contraaripi, unde la fel este o provocare de fiecare dată când încercăm să curățăm acea zonă, de fapt acele zone, că sunt 4, poate fi folosită și pe jante, în jurul emblemelor, după cum știm, acolo este murdăria cea mai încăpățânată. În toate acele locuri și colțuri și zone ascunse, unde cu siguranță o spumă de prespălare și un șampon nu vor face față, nu vor curăța foarte eficient acele zone. Așadar, un Citrus Cleaner și o pensulă mare pentru exterior vor face treaba cu siguranță și ne vor oferi rezultate satisfăcătoare. Vom folosi acest produs nediluat în cazul în care murdăria pe care vrem să o curățăm este pur și simplu extremă și nu s-a putut curăța cu altceva, sau îl putem dilua până la 1:100, o parte produs, 100 de părți apă. După cum spuneam, este sigur pentru toate suprafețele, atât de la interiorul cât și de la exteriorul mașinii, și una peste alta, cred că este un produs căruia i s-ar putea acorda mai multă atenție. Voi lăsa link cu acest produs în descriere. și în celelalte episoade vom testa și celelalte soluții. Asta a fost tot și pentru astăzi. Sper că aceste informații v-au fost de folos. Până data viitoare, ai grijă de mașina ta!